Uite-l, mă! Uite-l pe Valentino! Mă îndrept către pasul Signorino. Bă, băiatule, bă, e un drag să o conduci pe curbe. Ce are tata de face așa? Și bine v-am găsit la un nou episod astăzi pe canalul Rider Moto Vlogs. Ce facem astăzi? Ducem mașina la revizie, să zic așa. O ducem la Mr. Valex Moto Vlog, la scanerul lui în descriere. Va trebui să-mi schimbe necesarul la mașină, și anume ulei, plăcuțe, filtre, etc. Dar nu asta e important, ci important e faptul că ajungem la el. Domnul Valex mi-a promis așa: bă, tatule, lasă, vină cu mașina la mine și până când aștepți tu elegant corespunzător, băiatul îți dă motocicleta. Atenție. Așa, zice Valex, îți faci și o plimbare și ai la îndemână Ducati Monster Evo 1100. Nu numai pentru test drive, pentru o plimbare pe unde vrei și cum vrei. Și când e gata, eu te sun, tu vii, ție mașina, îmi lași motocicleta și cu asta basta. Bineînțeles că n-am putut refuza asta și am spus: da, categoric, ești nebun. Păi ce dracu, păi cu oferta asta ar fi fost culmea să schimb mecanicul. Așa că mergem la Valexino. Nu vă las să pierdeți vremea pe aici, pe autostradă. Ne auzim când ne întâlnim cu Valex. Peace and love. Bă, am ajuns aici la Valexino. Uite aici la Citroen. Hai să-l sunăm să vedem pe unde e. Să vedem ce zice, nu? Ce faci, tată? Ultima am făcut o mașină, tu? Eu sunt aici în parcare, în spate, ții minte? Unde am adus și celălalt Opel. Unde ai adus Opelul? Deci în față. Asta e fața? Mhm, e oficina mare, nu? Da, acolo, da, unde ne-am întâlnit, unde a venit eu. Sunt aici. Bine. Trec eu mai încolo și lucrez după mașină. Tu băgai înăuntru, în parcare. Da, dai că te aștept aici. Bye, bye. Bine, bine, ciao, ciao, ciao. Trebuie să vină, așa că până când vine, mă relaxez un pic. Mă uitam acum la un bărbat, nu, care a coborât, acolo are familia. Și când a coborât, nevastă s-a uitat la el și l-a chemat Teo, Beo. Și a făcut așa. Omul, capul plecat, s-abia nu-l taie și a urcat în mașină. Mamă, mor. Trebuie să aud motorul. Ia. Fiți atenți, că de acolo apare. De unde apare? De acolo. Uite-l, mă. Uite-l pe Valexino. Yeah! La service cum se numește, mă, când îți dăm mașina de schimb? Da, mașina de schimb când o lași la service. Aici nu avem mașină, aici avem motor, băieți. Motor direct. Trebuie să-i aduc întreg. Bă, mi-a dat Valex o geacă. Să-mi bat picioarele, ce mare sunt. Cel puțin mă strânge la mâini. Dar abia îmi stă pe umeri. Dar zisei, dă bă geaca, să am dracul de geacă pe mine, că n-am nimic, veni în tricou, pentru că am uitat să-mi iau geaca. Așa sunt și eu echipat cât de cât. Problema e că n-am unde să-mi pun GPS-ul, pentru că aici nu-mi stă telefonul și vreau să mă duc pe un pas montan pe aici, pe lângă el. Mă îndrept către pasul Signorino, se numește. Cum s-ar traduce în românește, pasul domnișorul. Sunt obligat să fac dreapta, nu? Da. Astăzi, ca și mașina de schimb, atunci când o duci în serviciu, nu știu exact termenul, să-i spun așa, cum anume se numește, noi avem o motocicletă. Ce are tata de face așa? Bă, ce se întâmplă, mă, cu motorul? Se întâmplă ceva ciudat, ia, o opresc. Și hai să o pornesc chiar. Tu, Valexino, mă faci din astea? Cu surprize, tatule.
nu mai face, dar sper să nu mai facă, nu știu cum să zic. Mamă, dar ce frână de motor are motocicleta asta, bă băiatule. De ce fenomenală. Sunt să treacă lumea. Bă, dar ce bine vezi în oglinzile astea. Băi, Valex, bă, ai făcut o afacere șmechere, că ai dat oglinzicile jos și ai pus pe astea, să știi. Bă, da, ce mă miră? Mă miră poziția pe Ducati ăsta, tată. Ești aplicat așa, e o poziție sportivă. Bă, benzină are, nu? Presupun. Dacă nu este, să-i bag niște benzină. Aici. Bă, Valex, țin-o bun, făcea surprize motocicleta ta, bă, băiatule. Bă, ia să ne oprim noi aici puțin, tel. Să vedem dacă suntem pe drumul cel bun, cum s-ar zice. Mi-e frică să nu greșesc drumul. Gata, mă, ăsta e. Ce simplu era în pana mea. Așa, mă. Bă, ce simplu era. Era la doi pași în pana mea, dar dacă nu înțelegeam eu exact, că niciodată n-am mers pe partea aia, am mers pe altă parte. Bun, cine facem pasul, signorino? Frați și surori, cu Ducati Monster al lui Valex. Bă, da, ce frumos intră în piegă, bă. Băi, Valexino, păi, dar tu nu mi-ai spus niciodată, mă, ce bine. Ce bine să pleacă motocicleta ta. Bă, băiatule, bă, e un drag să o conduci pe curbe. Bă, numai actele să nu le pierd. Deci, băi, eu vă jur că rămân plăcut surprins de cum se conduce pe curul motocicleta asta. Și șaua e făcut în așa fel încât te ține aici în spate. Chestia e că e și ușoară. Azi, Valex, azi, Valex, bă, tratează frumos, da, să nu... Da, da, lasă, frate, că merg ușor, nu-i dau tare. Hai, mă, Valexino, că nu e cine știe, nu. O, două, trei curbițe aici. Da, întâi asta. Bun, am făcut și aici o pozică. Hai să continuăm până sus. Acolo ne oprim la un suc elegant corespunzător. Că mor în geaca asta. Băi, Valexino, ce să zic, mulțumesc pentru încredere, frățiorul. Am geaca asta deschisă și în buzunar pe interior am actele la motocicletă și mă tot caut să mai fie aici. Da. Lasă că sunt, sunt. Doi. Ce grop era un curba aia, băgam și picioarele. Aaa, ce frumos. Ce curbe fanine aici, bă, băiatul. Mamă, dar e o frână de motor. Wow, te oprește instant, jur. No, cred. No, cred. Și asta îmi lasă semaforul ăsta 10 ani. Ah, avem codiță. Oare cât o să stăm aici, mă? Cine știe când o să vedem un verde aici. Moto airbag. Ah, uite, ea are airbag. Are kit de airbag, jur. Vesta asta, de vedeți voi, e airbag. Scrie pe ea, moto airbag. Ah, și el are airbag. Are kitul de airbag. Costă o grămadă bani, să știți. Vreo 800 de euro. Ne mișcăm și noi? Dar ce facem ăsta?
Nu știu dacă voi îl vedeți. Mama a depășit toată coloana, s-a băgat în față. Ce ne simțiți, mă? Nu știu dacă vi l-ați văzut în oglindă. Și da, încă suntem cu 1100 evo. Mamă, și la întoarcere o să așteptăm la semafor. Aici o să fie răcoare. Ce răcoare aici, e frig. Au, mamă. Mamăle. Am ieșit din frig. Acolo nu mai e răcoare, tati. Problema e, și trebuie să fiu foarte atent, că sunt porțiuni umbrite și umede, acolo unde soare nu prea ajunge. Alea sunt locurile în care trebuie să fii atent. Poate să-ți fugă spatele, depinde cum frânezi, poate să-ți fugă fața. Deci asta e partea cea mai nasoală în zonele muntoase, și anume părțile umbrite, umede și animalele sălbatice care îți pot ieși în față. În schimb, drumul muntos e frumos, e răcoros. Bă, trebuie să mă informez, dar cred că o să-l întreb pe Valex, să știu câte kilograme are motocicleta asta. Se simte că e foarte ușoară. Foarte ușoară, na. Față de a mea, da, pot să zic foarte ușoară. Asta-i oameni buni. Ca să vă arăt și vouă despre ce e vorba. Bineînțeles că motorul ne ajută. Gumele sunt destul de bune, pot să zic. Nu știu de ce Vali zice că nu îi mai oferă încredere, dar... Veniți aici o apă și metile de izvor. Bă, rece! Facem o pauză, după care le simt iar pe ăsta mic și mergem la Valexilu. Dar nu înainte de a merge să mâncăm ceva. Mergem să mâncăm ceva și apoi ne continuăm drumul. Deci încă o dată. Peisajul e destul de frumos, îmi place mie. La munte. Uite, mă, unde e băgat. M-auziși, presupun, nu? Nu mai vine ieșul ăsta. O bag acolo? Unde ți-o las? Până mai fac. Gata, tata. Mamă, mi-a plăcut mult de tot. Eu n-am niciodată așa atât de mult cu ea. Nu, rămâna mult. Mersi frumos. Chiar merge foarte bine.